Au, și te vreau să te întreb, acum, din suflet te întreb. Ce părere ai tu de credința mea? Că ai fost și tu la biserică, da? Nu, mă refer, cum vezi tu lucrurile? Mă vezi mai rău sau mai bine? Că tu ai văzut că ai fost la biserică și am văzut că pe tine te-a vindecat. Deci tu când ai venit, la, după COVID, medicamentele astea care ți-a dat-o, te-ai simțit foarte rău. Știi ce probleme ai avut, da? Da, Florie. Eu zic că Domnul a lucrat și că te-a vindecat. Tu ce părere ai? Da. Rugămințele, că tu ești mai rău ca mine pocăit. Mama mea, eu sunt pocăit. Mama mea nu e doar merge la biserică cu mine, cu ajutorul Dumnezeu. Dacă Domnul îngăduie, în ce mai scurt timp, o să botezăm și pe ea. Dar mama mea, am vrut să spun că e mai pocăită, mama mea nu fumează, nu bea, a avut un singur bărbat, tata, mama nu prea are păcate la vârsta care o are, ce păcate să aibă? Am cele mai mari păcate. De ce? A, tinerețea ta? Tinerețea cu... copiii. Da. Da, păi nu mamă, mă refer acum. Mama, singurele păcatele ei, după 5 copii, n-am mai vrut să aibă. Și eu mă rog să am copii și mama avea mereu. Prea mulți, da. Prea tânără. Mama la 22 de ani avea 5 copii, nu? Da. 5 copii. Cezariană și gemene, 11 luni, 10 luni, să ai 3 copii. 3 copii în 10 luni. Adică în luna ianuarie s-a născut o fată și în noiembrie gemenele, în aceeași an, 3 fete. E fratele meu, imediat sunt eu și următorul an 3 fete. Da. Adică 5 copii cam în 3 ani. În 4 ani. În 4 ani, 5 copii. La 22 de ani mama avea 5 copii. Mama mea n-a știut doar muncă, n-a știut de discoteci, restaurante, păi cum, cu 5 copii la 22 de ani? Și-a dat toată viața pentru noi. Noi eram cei mai curați copii la școală, școala noastră era la noi pe stradă, și grădinița și școala. Ne scoteau dimineața, când mi-aduc aminte, când veneam la școală, ne scoteau la careu și ne spuneau, ia uitați-vă exemplu de copii. Eram apretați, curați. Și cum, când veneam acasă, cum eram om? Aolea, nu mai știu. Și fără ghiozdan, tu? Să plătea lucrurile ghiozdanele și murdari și palea mici, pe gemenile alea m-am bolnăvit, nu mai puteam. Le spălam, le schimbam, le luam și lor rochițe, le făceam codiții. Spuneam, te rog frumos, stai și tu nu te mai băga. Unde era noroiul mai mare? Unde era acolo să băg? Eu eram cu bătaia, mă băteam cu toți copiii. Eram... A trecut. Da. Și mama noastră s-a ocupat de noi. Toată tinerețea ei. Tata îl vedeam doar în weekend. Nu. El era cu banii, eu eram cu muncă. Da, bine, că nici eu n-am stat. Până la un moment dat. Nici eu n-am stat. După aia, da, până la urmă, au făcut împreună. Nu mai puteam. Și a trebuit să fac ceva. Am zis, plec, păstrez, că nu mai pot. Deci mama și tata, cum să spune, ei au plecat, cum s-ar spune, de jos. Cum s-ar spune, adică... Da, am cumpărat terenul ăsta de aici și am făcut casă. Acum 44 de ani, nu? Da, 76. În 76 a plătat, am plantat... Ne-am apucat, da. Plopul ăla, nu? Ăla, da. A cumpărat tot terenul de aici. Maica mea era într-o situație, acum să fim sincer, mai bună ca tata. Tata era de la țară, mama era bucureștean, că nu mama... Da, și eu eram singură la părinți, el era 7 frați. Da, și mama era ținută... Și la ei nu se muncea, era... Și frumoasă, ce... nu că... Acum na, are cu meserie, cu servici, da. Eram ospătară. Te vezi, vorbesc de lup și lupul la ușă. Da, iubirea mea. Da, Florin. Mai, am văzut, da, am văzut că m-ai sunat. Uite, acum am terminat, am făcut curățenia și... Vino, e târziu și trebuie să mergi la magic-ul ăsta. Da, ok. Și am terminat. Hai. Ok, hai, te pupă, mă. Hai.